Și pe de altă parte, Partidul Social Democrat Gorș a desemnat candidații pentru Senat și Camera Deputaților. Lista va fi trimisă la București pentru validare. Cristinel Rujan va deschide lista pentru Senat, iar lista la Camera Deputaților va fi deschisă de către președintele PSD Gorș, Mihai Weber. Pe locul doilea deputație află Claudiu Manta. TV Sud a anunțat în exclusivitate încă de săptămâna trecută că Florin Cârciumaru nu va mai fi pe loc eligibil. Au fost dispute la ultima ședință a socialdemocraților gorjeni după ce mulți, deși au sperat la un loc eligibil, nu s-au regăsit printre preferințele primarilor PSD. Florin Cârciumaru este cel care s-a trezit că nu mai deschide lista la Senat. Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, este cel care va merge la București cu propunerile candidaturilor din Gorj. Candidaturile uh, vor fi validate de către Consiliul Politic Național și semnate de către președintele partidului, în speță domnul Marcel Ciolacu. Deci noi nu avem drept de semnătură nici eu, nici domnul președinte executiv Cosmin Popescu și nici președintele organizației județene, în speță domnul Weber. Aceste liste sunt semnate, repet, de către domnul Marcel Ciolacu, de președintele de președintele partidului, așa cum spune și statutul, dar cum spune de fapt și legea în vigoare. Decizia finală în ceea ce privește candidaturile va fi aprobată de către Consiliul Politic Național. Decizia aparține centrului, aparține președintelui Marcel Ciolacu pot fi luate mâine o serie de măsuri care pot aduce o serie de schimbări în aceste liste și nu mă refer aici numai la organizația județeană, ci la toate organizațiile din județ. Pe listele propuse se vor regăsi și Florin Cârciumaru, Ion Călinoiu, Ciprian Florescu, Elvira Șarapatin, Mihai Gherghe, Andrei Maioreanu și Scarlat Tiriza, însă nu vor fi pe locuri eligibile.